București pe 5 august. Au trecut așadar mai bine de două luni de când Cristian nu a mai marcat. Greșește Grahovaț. Căpățână! Căpățână! Gol! Ho-ho! Ce gol! Din propria jumătate de teren și voluntariul face 2-0. Senzațională execuția lui Căpățână. A trimis perfect. Balaj s-a dat la o parte și Mihai Căpățână face 2-0. Situația devine extrem de dificilă. Branko Grahovaț gafează impardonabil. Iată, o degajare slabă și Căpățână din propria jumătate nu-l iartă. Nu am înțeles de ce Caparco a fost scos dintre buturi. După plecarea lui Nicolo Napoli, italienii Caparco și Piccioni nu au mai prins un loc de... În care un gazdelor a respins balaur. Pasă pentru viteza lui Căpățână. O situație bună pentru voluntar Căpățână. Gol! Căpățână! Specialistul golurilor senzaționale din echipa lui Claudiu Niculescu. Anul trecut marca la Iași de la vreo 60 de metri. Extraordinar! 3-0. FC Voluntari Sepsi. E gata meciul. Iată această minge recuperată de Popadiuc, pasează în adâncime, Căpățână trage cu stângul, era ieșit din poartă Nițului. Un gol care vine după o execuție excepțională a lui Căpățână. Ce frumos, ce frumos lovește mingea și îl lobează pe Nițului. Iată și bucuria lui Claudiu Niculescu.